În această săptămână peste 300 de angajatori timișeni caută noi salariați. Lista firmelor și a instituțiilor respective, precum și a posturilor disponibile, putând fi consultată atât la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș, cu sediul în Timișoara, Bulevardul Republicii numărul 21, cât și pe site-ul agenției. 306 companii și instituții pun la dispoziție aproape 1400 de posturi libere, potrivit actualizării realizate de AJOFM. Transporturile, comerțul cu amănuntul, instalațiile, industria textilă, alimentația publică, construcțiile și IT-ul sunt domeniile în care lipsa de personal se simte cel mai puternic în această perioadă. În Timiș, potrivit ultimei raportări a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, rata șomajului este la această oră de doar 0,78%.